Aici ar fi o a doua casă, o a doua familie. O a doua casă, o a doua familie, deoarece sunt ani petrecuți pe aici. Când vin aici, vin în siguranță. Mă simt totuși în siguranță. Deci nu îmi pun problema zilei de mâine. Am o multă libertate și este foarte bine că nu am șef după mine. Să stea cu gura pe mine, să mă țină la oră, să mă țină la program, să mă țină sub papuc. Deci, asta încă totuși este un lucru bun, zic eu. Nu-s la comanda nimănui. De sufletul meu și așa, eu de multe ori sunt aici, dar mintea mea și gândul meu este tot pentru acasă. De aici, aici mă ține mai mult partea materială. Dar este și melodia, casa părintească nu se vinde. Da, cuvântul ăsta dor de acasă, dor de copii, dor de familie, dor de nevastă, dor de mamă, dor de tată, tot felul de doruri, de prieteni. Este un cuvânt care, dacă nu greșesc eu, în limba română mai persistă mai mult, este mai mult. În alte limbi nu se prea poate traduce sau în adevăratul sens al cuvântului, dor. Sau se traduce așa, dar cu jumătăți de măsură. Semnificația este mult suflet, mult afecțiune. România pentru mine rămâne tot România, casa rămâne tot casă, dar când vom mai ține Dumnezeu în picioare și în sănătate, să mai o fi de timpul ăsta așa, să mai venim în Germania. Als das Gänseliesel aufgestellt wurde, vor etwa 100 Jahren, die Studenten viel Unfug damit getrieben haben und nachts, als sie besoffen aus den Kneipen gekommen sind, auf das Gänseliesel gestiegen sind, um es aus Übermut zu küssen.